Soldații a forțelor speciale lui Dumnezeu. Bine v-am găsit la emisiunea Descoperă tu însuți, în care descoperim toate adevărurile despre o rugăciune după voia lui Dumnezeu. În emisiunea precedentă am descoperit sursa tuturor proviziilor necesare pentru noi. Am aflat că orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu, care este Tatăl Luminilor. În emisiunea de azi vom descoperi sursa binecuvântării și cauza blestemului. Vom vedea ce legătură au aceste noțiuni cu rugăciunea. Pentru aceasta deschide cartea ta la pagina 113 sau Biblia la Ieremia, capitolul 17, versetul de la 5 la 8 și notează următoarele cuvinte cheie: blestemat sau nenorocit, cu dreptunchi portocaliu și colorează-l cu maro. De asemenea, notează cuvântul cheie binecuvântare sau binecuvântat cu un nor albastru și colorează-l cu roz. Așa vorbește Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustie și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Acum, ca să colectăm toată informația prețioasă, vom răspunde la cele 6 întrebări de observare și vom scoate la iveală diferențele și contrastele dintre acești doi oameni despre care tocmai am citit. Pentru început, să descoperim adevărurile despre omul blestemat sau nenorocit. Deci, de ce este blestemat acest om? În cine își pune el încrederea? Acest om își pune încrederea în om și se sprijină pe un muritor. În versetul 6 aflăm cu ce se aseamănă acest om blestemat: cu un nenorocit în pustie. El locuiește în locurile arse ale pustiei. Acum a venit timpul să descoperim caracteristicile unui om binecuvântat. Potrivit versetului 7, de ce este binecuvântat acest om? El se încrede în Domnul. Cu cine este asemănat acest om? El este ca un pom sădit lângă ape, își întinde rădăcinile peste râu. Nu se teme de căldură când vine. Frunzișul rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod. Ce diferență uriașă există între acești doi oameni? Care dintre ei dorești să te asemeni? Cu cel ce se încrede în sine însuși și este blestemat sau nenorocit? Sau cu cel ce se încrede în Domnul și este binecuvântat? Te temi tu în situațiile dificile când vine seceta sau lipsurile? Sau ești liniștit pentru că știi că seceta nu te poate afecta, fiindcă rădăcinile tale sunt întinse spre râu și Dumnezeu îți va împlini nevoile? Gândește-te cât de dependent ești tu de Dumnezeu. Ți-ai trimis cererea la comandantul șef ca să-i ceri proviziile necesare? Tema ta de casă este să comunici cu El. Roagă-L să-ți împlinească nevoile după bogăția sa, să te facă asemenea pomului sădit lângă ape, pentru că în vremuri de secetă, în situații dificile, să nu te îngrijorezi. Nu uita să-i mulțumești pentru proviziile Lui și pentru că asemenea pomului vei aduce și tu roade pentru Dumnezeu, pentru că toate vin direct de la El.
De asemenea, completează lecția a patra, ziua a doua din manualul tău de instrucție. După ce termini, fă un desen în care să scoți la iveală diferențele și contrastele dintre acești doi oameni despre care am studiat în emisiunea de azi, blestemat, nenorocit și binecuvântat. Fii cât mai creativ și specific, dar nu uita că desenul tău trebuie să se potrivească cu descrierea acestor oameni din Ieremia 17. Nu uita să faci o poză desenului tău și trimite la redacție. Cei mai activi vor primi premii. Iar eu acum îmi iau rămas bun de la tine și te las să mergi la executarea exercițiilor pentru dezvoltarea abilităților tale de soldat în forțelor speciale lui Dumnezeu. Pa, pa! Ne vedem la emisiunea următoare!